Ansamblul Mănăstirii Radu Vodă din centrul Bucureștiului a devenit în aceste zile loc de pelerinaj pentru mii de credincioși. Fie că vin din apropiere sau din zone îndepărtate ale țării, toți vor să-și arate recunoștința față de ocrotitorul așezământului monahal, Sfântul Ierarh Nectarie de la Enghina. Cunoscut în popor pentru nenumăratele sale tămăduiri, Sfântul va fi sărbătorit în biserica noastră miercuri. Credincioșii care așteaptă în aceste zile să se închine la racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie fac acest lucru fie pentru a-i mulțumi Sfântului sau pentru a-i cere ajutorul, fie se așează la rând dintr-o simplă curiozitate. În timpul pe care îl petrec așteptând, ei încearcă să își pună ordine în gânduri și se bucură de câteva momente de liniște pe care mulți mărturisesc că o simt în apropierea Sfântului Nectarie. Cum venim la prietenii trupești și le cinstim zile de naștere, sfinții care sunt mijloc la Dumnezeu și sunt în cer, ne rugăm să mijloc la noi pentru noi. Le cinstim venind să ne închinăm la dânsi. Ce știți dumneavoastră despre Sfântul Ierarh Nectarie? Este un gram mijloc la Dumnezeu pentru vintrele mare sufletească și după aceea bolile trupești. Ne rugăm până ajungem acolo, ne rugăm pentru sănătate, pentru liniște, pentru pace, pentru ajutor. Și simțim așa o liniște. Îți faci ordine în gânduri, în tot și încerci să te împaci și cu Dumnezeu și cu toți sfinții. A fost o binefacere și un moment de reculegere în care m-am rugat Sfântului Nectarie, Sfântului Efrem, lui Hristos, Dumnezeu nostru, pentru vindecarea și sănătatea copiilor bolnavi de cancer, de boli grele, pentru toți cei care sunt în suferință și durere. Sfântul Ierarh Nectarie este iubit de oameni pentru multele minuni pe care le săvârșește, în special vindecări de cancer. Ce știți despre Sfântul Ierarh Nectarie? Vindecător în primul rând de cancer și de foarte multe boli. Dumneavoastră pentru ce v-ați? În primul rând pentru tatăl meu care are această boală, boală nevindecătoare, să spunem așa, sau vindecătoare, acum depinde de Sfântul. Este o emoție. Bineînțeles, bineînțeles, și acum, da, evident că da, da. Eu am fost foarte bolnavă și m-am rugat la Sfântul și m-a vindecat. Deci n-am avut nicio speranță în viața asta. Am avut o operație și era o tumoră. Și cu ajutorul Sfântului Nectarie și la toți sfinții m-a ajutat și m-a ridicat din patul suferinței. M-a dus o prietenă aici fiind bolnavă și din clipa în care am venit aici am simțit ceva în suflet și am simțit nevoia să revin. Dumnezeu m-a chemat și Sfântul. Ne-am rugat pentru următoarea sarcină care o să fie, o să avem două fetițe și pentru toată familia. Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou vor rămâne spre închinare în baldachinul Mănăstirii Radu Vodă până miercuri seară, când se vor încheia evenimentele dedicate zilei sale de prăznuire.